Salutare lume și bine am găsit la un nou episod din San Andreas Multiplayer. O laptop. Laptop, ok. Cumpăr mașină sau motor cu un caca. Bă, eu, Dani, bă, dacă vinei când aveam nrg-ul, cu cea mai mare plăcere ți-l vindeam pe un caca. Dar, de ce să-și facem? Mai aveam ceva mai mulți bani. Dar am făcut eu prostioare pe server și am ajuns la închisoare și a trebuit să-mi cumpăr avocat. Și după aia a trebuit să plătesc avocatul. Și dacă vreți să știți ce am făcut, m-am luat de poliție. I-am pus mașină, i-am împușcat, ei... Pănărăm de astea. Bun. În acest episod o să dăm o fugă puțin până în... zimă. Până la ad acolo, așa. Foarte frumos, dăm încă o dată anunțul cu... Uranusul pe care vreau să-l cumpăr, să-l vând. Adică cu mașina asta. Asta e Uranusul, este o mașină super, super șmecheră. Și da. Și o să mai dăm poate un anunț că cumpărăm Sultan. Să vedem cine are Sultan și cine este dispus să ni-l vândă. Cine vinde Sultan, asta e. Cumpăr Infernus sau Sultan. Bă, băiete, bă, eu vreau sultanul, bă. N-am eu nevoie de tine. Eu am nevoie de sultan. Mai mult ca tine. Glumesc. Bun. Și, poate vom, nu știu, ne vom uita puțin peste slujbe. Nu știu. O să ne distrăm în orice caz. Nu mai vreau să mă duc astăzi la lapte. Pentru că nu mai vreau. E logic. Oh, shit. Iar am făcut-o noi așa. Shit. Așa. Ok, era să belim cariciu. Era să belim cariciu rău de tot. Ok. Să mă duc să-mi cumpăr și niște arme. Nici nu știi când ai nevoie. Păcat că nu pot să conduc și să ies de la volan, gen, și să trag în același timp. Poți? Nu cred că poți dacă conduci și să tragi în același timp. Oh, shit. Ce nestabilă e când ai H-ul ăsta așa ridicat. Vama. Ok. Oh shit, engine. Ok. Asta e o modalitate bună să... Da, perfect, mai trebuie să mai plătesc o dată vama. Uite așa. Trebuie să ne ducem neapărat să o reparăm, pentru că dacă vine un tip acum și ne bușește, o să belin carici. Sper să mă auziți ok, deoarece microfonul ăsta s-a stricat. Și nu știu ce i-am făcut eu și l-am reparat aparent. Unde-i, mă? Și l-am reparat aparent. Sper să mă auziți destul de ok, măcar modest, până o să îmi iau eu microfonul bun. Ok. Uite așa, mă, băiete, mă, uite așa, e șmecher rău de tot. Ok, hai să ne ducem pe aici până la adă. Acolo e gunoierul. Poate o să mă fac gunoier, gen, la cameserie. Da, ar fi ceva. Ar fi ceva să mă angajez ca gunoier. Se plătește relativ bine. Ia să vedem. Ad. Vând. Uranus. Stați așa, trebuie să-mi pornesc laptopul. Laptop. Pornește. Ok. Ad. Vând. Uranus. Egal 30 caca. Cumpăr Sultan. Ok. Mamă, și-am dat nu... M-am dat aproape 1000 pe anunțul ăsta. Grijanie. M-am plătit cam mult. Ok. Hai să mâncăm ceva. Actually. Și după aia hai să vă arăt cum e altă meserie, gen. Hai să vă arăt și alte meserii. Cum ar fi gunoierul. Hai să-i dăm un mil. Ai prea multă energie. You really fucking... Ok. Ok. Așa. Hai să ne ducem la job point. Să sperăm că mi-amintesc unde este job point-ul. Ce mașină e asta? A, uite, Sultan.
Ok, acu ei este sultan, Ionuț Rusu. Da, tipul ăsta nu o să vândă sultanul. Da, filmezi. Clasica întrebare dacă filmezi. Vă loc 3. Nu, vă loc 3. Vă loc 3 și am închis-o. Ah, ok. Până acum nu se auzea muzica? Shit. Hai să ducem la Geopoint. Hai să ducem la Geopoint, că cred că nu ne-i mi-e beat. Cred că nu ne-mi este beat. Ok. Face mașină. Nu chiar așa era planul, dar... Da. Ok. Poți să sau turismo. Ok, ai spus odata asta. Trebuie să dai încă o dată anunț. Oh, fac tipul ăsta, mă. Mă cam înnebuniște. Uite și casa asta e șmecheră de aici. Mare fan. Bravo, bravo. Super șmecher. Cred că tocmai am dat peste cineva. Cred. Ok. Job point. Ok. Ai, intră în job point. Ok. Ai, dăm. Ca să scăpați de slujbe, îi dăm un quit. Job. Ok, ți-am dat demisia. Take job. Și îi dăm joburi. Există și joburi ilegale? Hor, ok. Și acum? LOL. Ok. Vă loc 3. Jos, te rog. Hai, gata, lasă-mă în pace, că eu am alte treabă. Cum pot eu? Ok, orja, weapon hack. Really, frate, really, n-ai cum, frate, să reziști cu hack pe serverul ăsta, gen. Dacă nu te prinde serverul, sunt admini și chestii și... Stați așa că n-am mai auzit până acum de jobul ăsta, stai. De când există și... Ok, e interesant. Nici nu am mai fost prin partea asta a serverului, a orașului. Nici nu știu cum stă toată treaba. Oh, shit. Câte mașini. Anyway. N-am mai fost până acum pe aici. Nici nu știu cu ce se mănâncă. Eu, teoretic, trebuie să vând arme acum. Mamă, cât de șmecher o să fie. Deci, toată lumea, vreți arme, veniți la mine, o să vi le dau la un preț super, super mic. Numai de aș găsi n-ai unde. Stai, lasă mașina aici. Unde-i, mă? Pe aici? Maybe? Nu? Dar unde e jobul ăsta? Ah! Și acum... Ce ar trebui să fac? Help me, please. Cum fac? Take gun? Nu ești la secție. Take guns. Info. Nu stai cum era. Help. Biz help. Nu. Stați așa. Era ceva. Job. Meds, sell gun, sell, give meds. Meds, ce înseamnă meds? Meds. You are not material package painted in Los Santos. Ok, stați. Deliver. Ok, și ceva? Stai. Help. Job, 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 sell gun. Sell gun. Ok, stați așa, sell gun player, weapon. A, și eu acum gen... Stai așa, sell gun. Este, pot să-mi dau 1018. Sell gun 18. Weapons 600.
Stai, what? Ce-am făcut, frate? Sell gun. Sell gun. N-am cum să răspund acum. Invalid, trebuie să scrie. 18 E A G L E. Nu ai suficiente materiale pentru arma asta. Only fuck, trebuie să iau materiale? N-am mai făcut chestia asta. Help. Stați așa. Job mats. Give mats. 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 Get. You are not at the material package building Los Santos. Trebuie să mă duc în Los Santos. Să iau materiale. Ok, asta va fi interesant. Asta va fi interesant. Vlog 3. Chiar va fi interesant chestia asta. Ok, blocăm. Enjoy. Ok. Bun, dar cred că voi face asta în episodul următor. În următorul episod din San Andreas, probabil că da. Dar este super tare, gen, o să iau materiale cumva și o să... Nu mai pricep nimic. Stai. Afacere de vânzare. Afacere de vânzare, sala de fitness, Oradea. Level necesar 8. Oh, uite, puteam să luăm afacerea asta. Dar... ne trebuie level 8, iar noi aveam level 5, ne mai trebuie circa 10 puncte ca să ajungem la level 6. Va fi destul de drăguț. Ce se află pe aici? Mașini, chestii, uite, văd case. Când s-au băgat case și aici, frate? Nu știam că există case și pe aici. Este că casele verzi, cred, sunt care nu sunt cumpărate. Vreau să văd cum arată. Ok. Ok. O casă de vânzare, preț. E închis? Really? Și cum ar trebui? Buy house. Ok. Ok. Bun, lume. Eu am fost Noname. Sper că v-a plăcut acest episod. În episodul următor o să vindem niște arme, sper. Bye bye.